Consiliul Județean Maramureș a reziliat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare a Județului Maramureș cu Societatea Drusal. Decizia a fost luată ieri în cadrul unei ședințe extraordinare. Totodată, aleșii județeni au delegat gestiunea depozitării deșeurilor către ADI Maramureș, care va încheia contracte cu alți operatori economici autorizați în vederea tratării și depozitării deșeurilor de la nivelul Județului Maramureș. Au fost o serie de dispute juridice de-a lungul timpului, sunt o serie de dispute și în acest moment cu Societatea Drusal. Pentru mine, cel mai important lucru este să găsim o cale prin care Consiliul Județean să iasă bine din aceste contracte pe care le-am încheiat cu SC Drusal. Și pentru mine, cel mai important lucru este ca Județul Maramureș să nu mai treacă prin crize ale deșeurilor așa cum am avut în 2021, respectiv 2022. De aceea am luat măsurile care se cuvin, am încercat să găsim variante și rezolvări, chiar dacă au existat de-a lungul timpului diverse probleme și cu unitățile administrativ-teritoriale din zona 1, dar mai ales cu operatorul Drusal. Avem deja o serie de procese în derulare cu operatorul Drusal, procese care sunt în diferite faze procesuale la acest moment. Disputa juridică este una continuă cu această societate, de aceea astăzi am venit în fața dumneavoastră cu rezilierea contractului pentru CMID, pentru gestiunea CMID, adică practic pentru gestiunea depozitării deșeurilor, contract care este încheiat cu Consiliul Județean Maramureș. Trebuie să fac precizarea că Societatea Drusal are două contracte. Unul cu Consiliul Județean Maramureș, cel despre care facem vorbire în acest moment, și unul pe care îl avem cu ADI Deșeuri și care prevede colectarea deșeurilor din zona 1. În ceea ce ne privește, astăzi vom supune atenției dumneavoastră rezilierea contractului pe motive foarte bine întemeiate. În primul rând, în luna a 6-a acestui an, lui SC Drusal S.A. le-a expirat asigurarea de bună execuție a contractului, asigurare care a fost depusă la începutul contractului în 2019. Am făcut diferite notificări, diferite discuții pentru a constitui din nou această garanție. Din păcate, operatorul nu a dat curs solicitărilor noastre. Drept urmare, este un motiv întemeiat pentru rezilierea contractului. De asemenea, pentru oborului, trebuiau constituite provizioane în valoare de 2,1 milioane de lei. Am cerut în repetate rânduri să ne pună la dispoziție aceste provizioane ca în cazul în care ajungem într-o situație dificilă să putem opera noi relocarea celor deșeuri din banii de provizioane care au fost încasați de către SC Drusal S.A., dar care, din păcate, nu ne-au fost puse la dispoziție și suntem în acest moment într-un proces și pe acest subiect. De asemenea, Consiliul Județean nu a încasat redevența de la SC Drusal S.A. de o perioadă destul de lungă de timp. Drept urmare, s-au acumulat datorii foarte mari la redevența pe care o datorează SC Drusal S.A. către Consiliul Județean Maramureș. Vorbim de 7,3 milioane de lei, care conține obligațiile principale plus accesoriile. Trebuie spuse că aceste sume de bani sunt prinse în tariful pe care Drusal l-a avut pe fiecare
tonă de deșeuri. De urmare, nu putem să lăsăm ca acest lucru să meargă așa la nesfârșit. Am mai avut restanțe Drusal. În 2021 am reușit să recuperăm toate restanțele pe care le-au avut pentru 2020, respectiv 2019, 2020, 2021. Însă, de această dată, cred că nu mai există cale de întors și va trebui să le recuperăm pe cale procesuală, așa cum se lucrează cu SECE Drusal S.A. Practic, în momentul în care vom adopta această hotărâre a Consiliului Județean, vom notifica operatorul economic privind rezilierea contractului și vom notifica de asemenea operatorul cu privire la asigurarea serviciului public pentru o perioadă de 90 de zile. Sigur că nu avem nevoie de 90 de zile, pentru că, așa cum veți vedea în hotărârea numărul 2, ne-am organizat, am început deja discuțiile cu Ecobihor și cu alți operatori economici care au în gestiune depozite de deșeuri și vom delega spre ADI Deșeuri, așa cum ar fi fost normal încă de la început, să gestioneze și partea aceasta de depozitare în numele Consiliului Județean Maramureș și, în mod evident, să încheie contracte conform legii cu operatori economici autorizați, operatori economici care să aibă posibilitatea să depoziteze legal aceste deșeuri rezultate din colectarea de pe raza zonei 1, dar și de pe raza zonei 2, 3 și 4 din județul Maramureș. Practic, vom intra într-o normalitate, atât cât poate fi anumită normalitate, având în vedere că încă nu avem finalizat CMID-ul de la Sârbi. Dar ADI Deșeuri, având interesul, singurul interes ca deșeurile să fie colectate în județul Maramureș, deșeurile să fie tratate și depozitate corespunzător, fiind o entitate în asociere cu toate autoritățile publice din județul Maramureș, sunt convins că va gestiona împreună cu Consiliul Județean și cu unitățile administrativ-teritoriale în condiții bune aceste contracte care vor urma a fi achiziționate în regim de urgență, astfel încât să nu avem întreruperi în colectarea și depozitarea deșeurilor. Autoritățile județene dau asigurări că se iau toate măsurile necesare pentru continuarea activității în ceea ce privește gestionarea deșeurilor din Maramureș. Practic, din momentul în care dumneavoastră, consilierii județeni, veți aproba cele două puncte din hotărârea pe care noi o vom da astăzi, și anume constatarea că îndeplinirea condițiilor contractuale de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Maramureș nu sunt îndeplinite din culpa delegatului, adică a SECE Drusal S.A. Și punctul 2, mă veți mandata pe mine pentru a putea gestiona acest lucru așa cum se cuvine. Practic, din momentul în care hotărârea este adoptată și se publică în monitorul oficial al județului Maramureș, putem trece la momentul următor, și anume delegarea spre ADI Deșeuri și mai apoi, în mod evident, contractarea serviciilor de depozitare cu societăți care au în gestiune
la acest moment depozite ecologice și conforme de deșeuri, astfel încât să nu mai avem, să nu mai generăm alte probleme de mediu în județul Maramureș. În paralel, vom căuta soluții pentru a expertiza tot ceea ce s-a întâmplat în monitorizarea pe care Drusala a avut-o pentru depozitele istorice de deșeuri, în special depozitul de la Teplița, Sighet și depozitul de la Fărcașa, cele care au fost ecologizate și care încă produc levigat. Trebuie să ne asigurăm că măsuri, că și-au îndeplinit obligațiile, dacă nu, vom vedea ce măsuri vom lua și acolo. În mod evident că partea de monitorizare nu o vom mai delega spre un operator privat, ci va rămâne în gestiunea Consiliului Județean Maramureș, astfel încât să ne asigurăm că toate condițiile de mediu sunt întrunite, că depozitele de deșeuri sunt gestionate corect, în special cele care au fost închise din punct de vedere ecologic, dar care trebuie monitorizate permanent pentru a ne, pentru a ne putea asigura că nu produc probleme în ceea ce privește mediul înconjurător. De deșeuri va prelua delegarea acestor activități care erau în contractul 5184 prin procedură așa cum prevede legea, negociere fără publicare, până în momentul în care CMID Fărcașa va deveni operațional, în momentul în care se va vedea dacă procedura va face CJ-ul sau ADI deșeuri, dar până atunci noi vom delega atât contractele de transfer a deșeurilor, contractul de depozitare de pe zona 1 cu Eco Bihor și vor intra în discuție și toate activitățile din CMID, inclusiv tratarea mecanico-biologică în momentul în care vom avea o ofertă, dar sigur că și pentru asta vom căuta un operator autorizat care să facă o astfel de tratare mecanico-biologică pe zona 1 și celelalte zone. Deci nu se schimbă nimic în acest moment, pentru că există hotărârea CNSU care validează depozitul de la Bihor ca fiind depozitul în care deșeurile din Maramureș, cel puțin de pe zona 1, vor fi duse acolo. Singura problemă rămâne, așa cum știți, domnule președinte, și cum știu și colegii din Consiliu, plata acestor servicii, unde există astăzi o problemă, dar probabil că vor înțelege UAT-urile să facă un mic efort și să plătească prestațiile efectuate. Există restanțe și de la UAT-urile din zona 1 și de la municipiul Baia Mare. Există mai multe restanțe, dar sunt convins că se vor rezolva. Da, pentru că altfel degeaba noi avem un contract valabil. Dacă nu se plătesc serviciile, nimeni nu te lasă să depozitezi deșeurile.